Neața, un verdict scurt astăzi. Păi e panică mare de tot, știți că acum sunt foarte multe cazuri. Nu se știe exact câte sunt, pentru că nu se știe exact că se testează, nu se știe tot, numai aberații. Și pe parcursul weekendului, cred că de vineri a început, nu mai știu exact, ați primit tot felul de cifre, mă găsiți niște tâmpiți, de toți cei care haliți orice vi se comunică public, sunteți niște tâmpiței. Astăzi o să punctez că vreau să aveți o vară așa liniștită, adică fără prostie mult în cap, o să punctez exact situația reală din România în legătură cu acest Sankey virus și sper ca după acest verdict să vă rezervați vacanțele și să vă cărați dracu din rahatul ăsta de țară. Da, nu încurajez turismul în România în această perioadă. La mare nu ai cum să te apropii de nimic real, adică oamenii normal nu-și permit să meargă nicăieri, degeaba se aliniază toate vedetele și fac reclamă la 7 hoteluri, din moment ce tu te duci la masă și te costă cât stai în Grecia o săptămână. Și vorbesc despre oameni care mi-au relatat asta și care își permit să meargă oriunde pe glob, gen. Adică nu, mă rog, nu cunosc oameni care nu-și permit, cunosc, dar mă rog, de la ei am aceste informații și am aceste informații în general. Așadar, da, nu încurajez. Ce să încurajez? Pe cine să încurajez? Pe aia de la Horeca care au ținut închis? Tot? Pentru că s-au speriat de niște muci care conduc guvernul? Da? Cum? Eu vorbesc cu șmecherii, mă. Băi, eu vorbesc pentru șmecheri, pentru oamenii fără frică, înțelegi? Pentru oamenii care își cunosc drepturile. Înțelegeți ce vă spun? Pentru aia vorbesc eu. Nu pot să vorbesc cu niște fraieri cărora le e frică că vine tătarul și le arată fundul. Eu n-am cum să vorbesc la nivelul ăsta. Așadar, mă adresez ăstora care vor să aibă vacanță și viață în general. Rahatul ăsta de pandemie care a fost declanșat, controlat la nivel global, nu este despre noi. Înțelegeți ce vă spun? Cum nimic nu este despre noi și despre multe alte țări, nu numai despre noi. Nu este de noi, nu contăm în noua organigramă. Înțelegeți ce vă spun? Înțelegeți așa, nu e nimic, nici ocult, nu e nici conspirație, nu e nimic. Da? Este basic stuff pe care trebuie să-l înțelegeți. Noi nu facem parte de noua organigramă. Nici Grecia nu face parte. Doar că Grecia se comportă ca atare. Știe că nu face parte, dar a știut să se așeze la masă cu ăștia care fac organigrama și să zică, băi, nu fac parte, ai înțeles? Eu am halit o lună, două, înțeles? Și acum noi care trăim doar din turism, facem ceva pe voi, lăsați-ne în pace. Noi ne vedem pe insule, pe acolo, de treaba noastră, tzatziki, alchidiki, din astea, adică lăsați-ne în pace pe noi. Că dacă nu ne lăsați în pace, oricum facem ce vrem. Țările care nu fac parte din noua organigramă, că aici nu e despre voi, nu e despre România, deci n-au înțeles. Deci noi trecem prin cretinismul în care trecem astăzi, pentru că și-au înțeles. Vi se pare incredibil că ăștia n-au înțeles mesajul? Lor s-a dat un mesaj general, nu-i sună nici dracu, să intre, ce mai faceți, mă, cu COVID-ul pe urmă? Nimeni nu sună pe telefon, nu-i sună nimeni, ei să sună între ei. Păi ce au zis, mă, aia să facem? Băi, păi au zis să avem și cazuri și azi. Gata, bă! Și gândesc, câte vine unul din huși care gândește cum să fac asta. Vă imaginați că ei nu se bat acolo la guvern? Ba da, se bat, se ceartă, nu putem asta, hai mă, termină, că are și vărâm eu aia, n-avem cum să închidem și asta, trebuie să deschidem păcănelele, pentru că, înțelegi, au dat aia cașcavalete, că n-ai cum. Bine, mi se pare normal. Eu dacă aș avea păcănele, aș da cașcaval. Unde? Oriunde. Să deschid păcăneaua? Normal, stâmpiți, cum adic? Dar aș face asta și dacă aș avea restaurant, și dacă aș avea hotel, și dacă aș avea orice. Aș pune presiune, tată, presiune, că presiune e pe cașcavalete, nu vă imaginați. Repet, în țări ca România, ca Grecia, ca ăla. Doar că România e retard, pentru că este condusă de retard. De voi crede, adică în Grecia, ce-o făcut mai în Grecia? De-au stăvilit virus. Ce-o făcut? Vă spun nimic. E nici măcar nimic, nu-o făcut nimic. Cum a dispărut virusul? E cald? Mai cald la ei? Ce simți? Ce s-a întâmplat? Nimic, vă spun eu. Ăia s-au așezat la masă. Și zic, ziceți-vă drecu. Punct. Noi trăim din turism și asta o să facem. În România nu s-a așezat nimeni.
la masă nici în România, nici România cu nimeni. Punct. Asta este situația de la noi. Așadar, împachetați și râdeți o dată. Unde vedeți cu ochii? Până în Bulgaria? Și la ei mai bine. Până în Grecia? Pă oriunde vreți voi. În vacanțe până își fac ăștia numărul de teste, numărul de cazuri, vrăjerile din spitale, etc. Noua organigramă este despre marile puteri ale lumii, pentru că așa este normal, ei dictează ce se întâmplă. Nivelul de manipulare și nivelul de sanchi digitalizare și ca Ivers Păpere și chestia asta cu bătaia, cu 5G, cu dragi, cu 18G, cu etc. este la alt nivel. Ok? Gândiți-vă că acum disperarea generală și pentru toamnă la noi a fost deja anunțată. Noi suntem primii. Știți? Noi când se anunță ceva de căcat, suntem primii care facem căcatul și respectăm. Așa sunt națiile de sclavi. Nu ne întreabă nimeni dacă facem căcatul, dacă nu-l facem, nu ne interesează pe nimeni. Nu, adică noi îl facem imediat, pentru că așa a zis partenerul strategic. N-a vorbit nimeni cu nimeni. Băi, atenție, haideți să vă explic așa repede. Dar repede, dar știți cum la Caterinca, vă rog să înțelegeți la Caterinca tot ce vă spun eu, da? Partenerul strategic, dacă are ceva de făcut în România, înțelegi, face, a mai făcut. Dați înapoi. 5 ani, 6 ani. Bă, să face pe loc! Nu că ai vers pe pereți, acum ne cheamă unul la ordine pe care nu-l bagă nimeni în seamă pe acolo, pe la el și le zice la așa și să facă. Niște vrăjeli, ok? Niște vrăjeli. Nu existăm momentan. Și nu am existat niciodată, dar în momentan nu existăm deloc. Ăia sunt ocupați, nu mai știu cum să facă, să-i țină pe ea în casă până în America ca să se voteze numai online. Normal, ca să-l facă pe Trump, etc. E treabă. Dar ei au treburile lor, nu au legătură cu noi. Nu au legătură cu noi. Orban a anunțat primul, cred că e primul după Glob care a anunțat. Deci nu se poate face campanie electorală în stradă, dar cum? Nu se pot face într-un... Dar cum se face campanie? Că afișe n-ai voie, că în stradă n-ai voie să ieși, că meeting-uri electorale n-ai voie să faci, că concerte mor aia de foame artiștii toți pun boscheți, n-ai voie să faci. Deci cum faci campanie electorală, Orban? Unde? Doar online? Uh-huh. Și eventual o să apăsați un pic pe acelerație să se și voteze online, să dureze votul 3, 4, 5, 8, 7 săptămâni. Că trebuie să păstrăm distanța, trebuie să dai cu spray după ce votează fiecare și atunci mai bine îl facem online sau cum? Înțelegeți cât de proști sunteți? Ați înțeles? Păi adică ce campanie aia? Păi online poți candidezi și eu. Poți candidezi oricine, orice prost. Pentru că a face campanie strict online înseamnă a face Cambridge Analytica. Exclusiv. Nu, Orbane? Nu asta vrei să zici? Sau ce vrei să zici? În general, lumea este împinsă către a se ajunge să se voteze Sanche doar online. Îți dai seama ce vrăjeală, îți dai seama. Prostie imensă, într-adevăr, manipulare imensă, dar pe care n-ați fost în stare să o faceți cretinopaților. Când trebuia să faceți asta, adică când v-am spus eu acum 3 luni de zile când am început verdictul, la începutul lui aprilie, eu v-am spus să faceți dracu monitorizarea pe cartul de sănătate și pe testare masivă, masivă, nu mai da din bot astăzi, Orban, că dai din bot aiurea, Sanchi, să o voteze pe firea aia pe care i-a testat firea, așa, și pe voi cine să voteze? Aia pe care nu i-ați testat? Pe niciunul? Și care Sanchi pe acum ai băgat în spital pe numere? Sau cum? De ce n-ai făcut testarea în masă acum 3 luni de zile? De ce strici vara oamenilor pentru nimic? De ce n-ați făcut? Acum v-ați apucat de testat? Păi de ce testați acum? Și cum testați, mă, ia ziceți-mi și mie, ia ziceți-mi și la proștește, unde testați voi nebunilor, că n-am auzit de niciunul testat. Unde testați voi, concret unde? Unde sunt bazele astea de testare și cine vine la ele? Că n-am auzit pe nimeni care tot ce de bună voie să fie testat. Unde testați, mă, voi 12.000 pe zi? Ia, ziceți-mi și mie, unde sunt ăștia? Ce faceți, mă? Faceți cu japca, blocați pe unii în bloc și îi testați sau cum? Că it's against the fucking law, n-ai voie. Vreau să știu și eu cine stă 12.000 pe zi care vin de bună voie la testare. Că firea n-a reușit să adune decât nu știu câți, că nu vin. Nu vin, frăi, nu vor. Ce dracu vrea să se testeze și să intre în spital? Populație, voi credeți că în România există 12.000 de testați pe zi care se duc de bunăvoie și se testează? Ca după aia, dacă sunt descoperiți pozitiv, să intre efectiv în carantină 14 zile? Răspuns. Ce? N-am auzit. Nu? Nu. Între timp, pentru că trebuie făcută campanie electorală, pe prosteala voastră, eu vă zic, nu mai băgați în seamă nimic. Veniți în vacanță, relaxați-vă, faceți grătar, etc. Dați-i dracu pe ăștia. Că știi gunoi.
Așadar, între timp, în timp ce trebuie să numărăm testații care se duc de bunăvoie ca să intre în carantină 14 zile, așa, băi, partidele politice se rupt la viață și pe moarte, mă, pentru țară. Știți ce se fac? Se duc la parlament și fac acolo tot fel de chestii și cu moțiuni și cu de-astea. Și sunt toți mână-mână, by the way. Așa, după cum ați observat, USR plus 2 și un sfert și-a anunțat candidații la primăriile de sector. Păi niciunul din aia aliniați acolo nu iese, ok? Deci de ce i-au anunțat? N-au zis ei că mergem împreună pe viață și pe moarte? PNL-ul și USR plus 2 și un sfert dreapta unită împotriva PSD ciuma roșie? Nu se mai merge așa, ce semnă? Au anunțat ei primii candidații? De ce? Pentru că sunt blaturi. Ok? V-am scris. La sectorul unui făcut blat. O să iasă probabil stamule ăla și o să zică că e și el candidează și după aceea se răzgândește și o susțin amândoi pe Clitorii Clotilde. Te sens că e primar? Tot. Deci Clitorii Clotilde, primar. La sectorul 1. Unde e Fentă. Și nu zic că trebuie să fie ăsta care e acum, dar atât. Gândiți-vă. Simplu. La fiecare sector e făcut blat cu PNL-ul, deci USR plus 2 și un sfert are făcut blat cu PNL-ul, aia care nu sunt corupție, adică corupția ucide ce face în timpul ăsta doarme. Deci avem două teme, asta care și emoțiunile și astea și cum fură aia cu mă și Sanche acum a venit și mare anchetă, că nimic. Așa. Băi, pensiile speciale, în continuare se vorbește despre asta, iese inclusiv domnul Pahonțu în rezervă aflat și ne explică cu pensiile militarilor, are dreptate acolo, într-adevăr. Eu am aceeași părere, da, militarii au dreptul la pensii speciale, bă, băiatul. Terminați-vă cu operațiile, bun, vă-i rușine. Cum adică? Militarii n-au dreptul. Ce aveți, mă? Toate structurile militare au dreptul, uitați-vă, dracu de cretini. Cum adică? Și polițiștii toți au. Nu vă e rușine? Păi voi ieșiți și urlați rahat pe băți, USR-iști, toți ele împotriva spensul. Băi, rahaților, auziți, mă, USR-i plus 2 și un sfert, uitați-vă aici la dânță. Păi bă, dacă sunteți așa de supărați nebunii, dracu, da? Bă, lăsați, dracu, mă, că noi suntem conduși de uie-muie, nu? Nu suntem în uie-muie? Hm? Nu pentru asta ne luptăm? Soros, draci, nu? Nu pentru asta? Păi bă, nebunii, dracu, băi, cocoloși. De ce nu faci tu, mă, un mare proiect de inițiativă? Mm-hmm. Corupții, dracu, ce sunteți? Și de ce nu faceți, mă, un proiect în Parlamentul European? Alo, populația României, treziți-vă. Hai, înainte de grătar. Acum, că începe vacanța. Bă, de ce nu faci tu un proiect, mă, nebunul dracu? Bă, toți europarlamentarii, băi, ăștia care vă luptați pentru popor în România, Sanchi, pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, luptăm împotriva pensiilor, dar luptați, mă, la uie-muie. De ce nu spuneți adevărul populației? Toți parlamentarii europeni, de la uie-muie, da, dar o să pot să facă rujos proiectul ăsta, că el nu are nevoie de cașcaval, da? Primesc, după ce împlinesc 63 de ani, 100 de coco pe lună, 100 de milioane. Ce, nu știați sau ce? Bă, da, și eu pensie special. Primesc 100 de milioane pe lună pentru că au fost europarlamentari. În momentul în care le încetează mandatele, primesc o pensie de tranziție sau ceva de genul ăsta se numește, intrați pe Google, în valoare de 1 miliard lei. Vechi, da. 1 miliard primesc pensie ca să-i ajute să treacă, știi, spre normalitate. Ei primesc 1 miliard. Normal că e de la România, nu? Prins de peste toți. Bă, dar la UE, măi, nu e criză, mă, de bani, că ei n-au să le dea bani, nu. Hm? 1 miliard de lei vechi primește fiecare europarlamentar de la UE, măi, când îi încetează mandat. 1 miliard. 20.000 de coco. Plus 100 de milioane de lei pe lună forever, dar în momentul în care împlinești 63 de ani. Astea nu se consideră pensii speciale? Că eu cred că peștele se împute de la cap, nu? Nu pornim noi așa frumos cu exemplu de la uie-muie? Hmm? Ce zici, Rareșe? De ce nu inițiați voi România, țara asta de căcat de sclavi, așa, care are problema asta stringentă pe teritoriul României cu pensiile speciale, nu mai știm, ăsta e marele subiect cu care aburiți toată populația României. Aoleu, luptăm cu pensiile să nu mai fie pensii speciale, măi, la parlamentari, mă, pe bune? Păi de voi de ce luați de la UEMUE? Ce faceți, mă, acolo? Hm? Să meritați pensiile astea. Bun, tu dose. Haideți că dumneavoastră sunteți de stânga și cu poporul, cu alea, nu? Păi inițiați dumneavoastră.
Deci nu faceți repede un grup al parlamentarilor români cu cocoloși, cu toți ăștia și faceți acolo, bă, băiatule, mare scandal că sunteți scârbiți de pensia pe care o să o luați de sute de milioane la bătrânețe. Hmm? Cum facem? Nu începem și noi frumos de tot de la cap? Știți ce se întâmplă? Populația nu înțelege. Pentru că vă bazați pe faptul că populația nu citește, că populația nu caută, și atunci, în general, vă bazați că vor merge la vot pe trei postări pe care le învârtiți voi și le propagați până 7 cretini. Auziți, cretinii care au postat rezultatele testelor în weekend. Hmm? Cu aia ce se întâmplă? Ăia hashtag-ii care au postat rezultatele testelor în weekend, huh? Care au zis că din 1800 de testați, 300 sunt infectați și după aceea, bă, unii dintre ei au verificat și, știi, l-am dat sapana, și au reconfirmat acele cifre și după aceea, efectiv, peste o oră, cum, ca și cum nimic s-a întâmplat peste două ore sau trei, nu mai țin minte, au spus, nu, domnule, au fost 12.000 de testări, cum facem cu ea? Păi le facem și noi un dosar penal pentru instigare la panică, la, sau cum facem tătărul? Ziceți, mă, grupul strategic, mai ass, vă e mă rușine, mă, să vă bateți joc de oameni? Nu vă e rușine? De ce nu le explicați oamenilor adevăr? De ce nu le spuneți, mă, adevăr? Voi, proștilor, suntem o nație de sclavi, ăștia ne-au zis să avem și noi. Bine, hai să facem cumva să fie bine, vă să mergeți voi la mare, la munte, și noi să ne vedem de țară, de viață, de campanie electorală online și de toate manipulările astea bășite. Rețineți populația României. Uitați-vă la Dănuță. Noi nu existăm în niciun plan. Ok? Ceea ce ni se întâmplă nouă este pentru că ăștia sunt foarte proști care conduc țara. Da. Ei n-au înțeles nimic. Noi nu existăm în niciun plan mondial, nici cu COVID-ul. Nici... Exemplu Grecia. Vă rog să credeți și să înțelegeți ce vă spun. Nu vă uitați la politicieni, la cai verzi pe pereți, la măsurile de siguranță. Au, bau, ne-am infectat. Ne-am... Ce drept? Reveniți-vă repede. La poze cu plămâni, de-aia nu mai fumează nimeni de pozele cu plămâni, după pachetele de țigări și cu bube atât la gât. Ce? Cu cât s-a redus fumatul de la 3 poze? Atât cu atât o să reducă și de la 3 poze cu plămâni cu COVID. Stăteam cu niște prieteni smart, că eu n-am decât prieteni foarte, foarte smart, de-aia am stat de puțin, de vorbă și ce-mi bă. Mie dacă îmi dădea unul să fac vrăjeala asta cu COVID-ul, la nivel mondial, nu făceam așa. Băi, o făceam într-un fel, nu o să vă zic cum. Bă, te stătea dracii, dacă nu, era panică mare, rău de tot. Dar ăștia au fost atât de proști, încât au pierdut controlul din prima zi. Gândiți-vă că, la început, nici în România, nici Iohannis, nici Cercel, nici nimeni n-au halit prostia asta. Nu știu că vă amintiți, declarațiile lor de la început. Haideți să vă spună Dănuța ceva. Ăla era adevărul. Ei și atunci primiseră informații. Acum când sunteți îngrijorați cu de ce își fac, nu știu ce, într-un pe la ea și drag cu PNL-ul fără mășfăre. Pentru că știu adevărul. Ok? Că dacă nici PNL-ul nu știe adevărul, cine să știe? Ne referim la nivel de stat. Credeți că dacă ăia de la Iași, de ieri, de la altele, când s-au întâlnit, știau că e mare pericol să mai întâlneau? Puteți gândi? Pa!